Salutare și bine v-am regăsit la un nou video. Astăzi am fost retrogradat de Nicolae. Îmi scătă mine cu Nicolae, dă-te jos. Au ce faci, o trebuie să mă conformez. Suntem la... Cred că suntem. Ia la. Hai să facem și natură cu tractor. Am mai fost cu tractorul. Puu, vai de capul meu. Deja un punct cu Nicolae. Hai să vedem dacă nu are muzică. Gata, am oprit și muzica. Aia, vă ziceam că am pus deja un bunker pe Nicolae. Un pic, eu trebuie să-mi reglez volanul după mine. Am așa ceva. Ăsta n-are motorină într-o auto. O să pun camera pe cap imediat. Trebuie să văd scaunul mai jos. Dacă scaunul ăsta se reglează după tine. Deci după greutatea ta se reglează. E nu-l văd pe Nicolae, ba, amul s-ntoarce. Face și Nicolae vreo două triture. Asta e cu tractorul lui, ăsta a făcut curățare, cred că de-aia l-a pornit. Dar nu mai înainte, o terminat, că l-am auzit de afară, a făcut trebuie să scade turația. Nu văd pe Nicolae, a intrat în cealaltă parte. Intrăm pe automat. Mamă, cum e asta de nou. Interesant. Bun. Cred că pe parcela trebuie să ne folosim fața, să cuplăm fața. Dar întoarcem camera, ne punem pe cap și povestim mai multe. Așa, avem și camera pe cap, cred că se vede ok. Unde și-a ridicat asta cutiera asta? Trebuie să văd eu mai jos. Tare, tu s-a ridicat, o să vină un tractor și să-i se pare de regla. Ah, mai că se lasă, bun. Aia l-a lăsat așa cutiera. Da, nu-i rău scaunul, ăsta e destul de comod. Suntem în neutru, o băgăm în parcare. Scoatem la neutru, parcare, bun. Bun, avem aici stație, dar n-avem cu cine vorbi pe stație, dar vine Nicolae, lasă-l ce face. Tare slab mere. Nu știu dacă îl vedeți în oglindă. Dar tare slab să mișcă Nicolae. Mai trebuie să răscutirea asta un pic mai jos. Așa, bun. Becurile, luminile le avem aici. Wow. Nu le folosim încă, dar o să le aprindem. Vine și Nicolae. Racheta mea. Rachetă, mă! Imediat e plin! Zice că imediat e plin, pentru că se ia acolo sus, la bunker. Asta n-are un suport de telefon, aici aș pune telefonul. Ah, da, avem suport aici. Da, și eu, Mario. Încărcător avem. Avem și încărcătorul. Avem și încărcător, are Nicolae aici de tăce. E dotat Nicolae ăsta. Ia să dăm drumul la un live. Acum încarcă. Bun. Și încărcare rapidă avem încă. Avem încărcare rapidă. E bine. Hai că merge Nicolae, dar nu văd încă girofaruri. Oricum merge și ne întoarcem. Dacă am zis că cuplez fața. Așa. Venim și ne întoarcem pentru că ori să umplem capăt pe partea asta, ori pe partea cealaltă. Ce mă enervează scaunul ăsta, că mă ridică singur înapoi sus.
Că vreau să stau frumos așa. Nu mă ridica! Vreau să stau frumos, că mi-e place să stau frumos mai jos, să-mi fie picioarele la un 90 de grade, el mă ridică înapoi sus. Încă prin și Nicolae, să văd, mai știu intra sub ciclo, mă, eu n-am mai intrat de mult. Mă vedem dacă mai știu. Sub burlan, cum zic unii. Nicolae, să tragi în ce de manșă, să nu curgă afară, Nicolae! A, nu cred că o curs. Sper. Băgăm un pic mai încolo. Teoretic, cam aici ar trebui să ne fie bine. Hai să vedem dacă ne-am băgat bine. Trebuia un pic mai încolo, pic de o idee, trebuia să mă duc mai încolo. Hai că am pornit la drum. Nu cred că avem nevoie de față. Aici am luat-o pe parcelă că e mai ok decât drumul. Până mai acolo ajungem pe drum. Hai că ne vedem de la Cântar sau de la Basculan. Hai să vedem, mai știm de în spate. Bă, mai are pe lângă stâlp. Dacă o să băgăm un pic mai încolo. Așa. Așa, o băgăm, nu o băgăm lângă stâlp, că poate ne împinge spre stâlp. Basculează asta, bă.
Hai că să vedem. Hai că e așa. Ce că o să n-am un loc? Nu e acasă, nu era acasă. Mai știu. Deci încă mai știu să dau cu spatele, nu a fost greu deloc. Mă așteptam să fie mai greu un pic cu tractorul ăsta. Vă spun sincer că nu folosesc ambreiajul la el. Și da, e ok cu țâmburelul ăsta, îi fac până una, două, ce mici. E interesant, e frumos. Cam asta o să fie și cu acest video, sper că v-a plăcut, nu uitați odată acolo un mare like, să vă abonați, să vă porniți și clopoțelul. Și până data viitoare, numai bine, rău la nimeni.